Bună ziua tuturor! Din Soarea dăm bătăi de cap autorităților pentru a croi un drum întins oamenilor să se prezinte la vot. După cum ușor se poate observa, în acest moment stratul de zăpadă în Suceava este aproximativ de 30 de centimetri, însă la munte acesta depășește jumătate de metru, mai ales în zonele unde vântul își face apariția. Până acum nicio secție de votare nu a fost închisă în județ din cauza nisării. Drumurile, în special trotuarele, ar putea fi deblocate în timp util. Urnele vor fi închise abia la ora 9 în această seară, iar până atunci autoritățile locale vor putea desfunda toate căile de acces. Mașinile continuă să împrăștie material antiderapant pe drumurile cele mai solicitate, dar în ciuda acestui lucru, traficul rutier rămâne greoi. Din păcate, meteorologii anunță că duminică nisorile vor continua în tot județul Suceava, așa că stratul de zăpadă va crește considerabil.